Sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim a fost prilej de bucurie și pentru românii ortodoxi din Ungaria. De flori, preasfințitul părinte episcop Siluan a oficiat Sfânta Liturghie în parohia românească din Kitihaz. Din sobor au făcut parte și slujitori de la Catedrala Episcopală din Gyula. Din dorința de a răspunde nevoilor credincioșilor din cele mai importante parohii ale episcopiei noastre, situate chiar în apropiere de centrul eparhial, în Duminica Florilor, m-am gândit să slujesc la parohia din Kitihaz, așa cum a spus, una dintre parohiile noastre foarte importante. Au fost mai mulți credincioși la slujbă și bucuria deosebită a noastră a fost și aceea că, potrivit tradiției, în această Duminică a Florilor, am sfințit ramurile de salcie, cum se obișnuiește în toate bisericile din patriarhia noastră. Un obicei deosebit care are loc aici la Kitihaz este acela că, după sfințirea acestor ramuri de salcie, credincioșii împletesc câteva cununițe pe care le pun acasă la icoane, unde vor rămâne până la sărbătoarea din anul viitor. De asemenea, am urat la sfârșitul slujbei toate cele bune și felicitările cuvenite atât părintelui paroh, cât și tuturor celor care poartă numele acestei sărbători deosebit de importante ale bisericii noastre. Biserica Parohiei Ortodoxe Românești din Kitihaz este închinată Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril.